Întreaga țară au fost închise 11 zile, iar 25 au avut activitatea suspendată. În urmă câteva zile ați avut și dumneavoastră un control. Vreau să știu cum au decurs lucrurile. Bună ziua! La noi lucrurile au decurs normal, au decurs bine, ca de obicei. Nu este ceva nou, nu este primul control pe care l-am avut. Pe noi autoritățile ne-au verificat cam tot timpul, periodic. Care au fost autoritățile care au participat la control? În urma controlului care a avut loc luni, avem 8 procese verbale. Autoritățile respective sunt AJPIS, OPC, DSP, DSV, ITM, 2 comisii de control, ISU și poliția, jandarmeria. Cât de mulțumiți sunt de condițiile pe care le-au bătrânit în aceste zile? Am primit cuvinte de laudă. Și cam totdeauna primim cuvinte de laudă, pentru că noi ne facem meseria tot timpul. Nu acum că avem control, nu înainte cu o săptămână, nu, sub nicio formă. Dacă nu ne-am fi făcut treaba așa cum trebuie tot timpul, nu cred că am fi putut să ieșim bine. Cum ați văzut în țară, nu ai cum să îngrași porcul în ultima săptămână că, vai de mine, vine marele control. Nu ai cum. Aceste lucruri se fac în timp și se fac cam în fiecare zi. Altfel nu ai cum să funcționezi. Care a fost durata controlului? 4 ore și jumătate. Și cum au decurs lucrurile? Cine a venit prima oară? A fost o comisie mixtă. Dumnealor au sosit practic în același timp și au controlat atât actele pe care le avem, cât și camerele beneficiarilor, spațiile unde iau masa, spațiile de depozitare, absolut tot. Absolut tot. În toată România au existat 11 azile închise și 25 suspendate. Ce părere aveți despre asta? Am ascultat și la știri, am ascultat că avem, toți avem televizoare în cameră și vorbeam și între noi, beneficiarii. Deci cum a fost posibil, nu știu. Nu se pune problema să am nevoie de ceva, că nouă ne rămân bănuți din pensie, înțelegeți? Nu s-a pus problema niciodată, deci a lăsat treburile dânșilor că am vrut un săpun mai bun în afară de ce-mi dă aici sau am vrut un șampon mai bun sau ceva. Nu s-a pus problema, s-a dus imediat, ne-a cumpărat, ne-a adus restul, ne-a adus bonul. Deci nu, chiar mi s-a părut strigător la cer. Sunt câteva indicatoare de exit din alea, știu, care nu funcționează. O găsit, deci ieri am fost în 10-a, 7-a. Da, la alte ieri au fost controlul, erau câteva medicamente gen loțiuni, chestiile astea expirate în luna 6-a, adică 10 zile. Pe fluxul unor alimente gen cartofii care au pământ atunci când se recoltează, trebuie să intre printr-un anumit loc înainte să ajungă în spațiul de depozitare și să fie curățați acolo, o chestie de genul ăsta. N-aveam pe fiecare ușă trebuie să scrie dormitor, sală de zi, bucătărie, chestii de genul ăsta. Descrierea fiecărei incinte. Pe partea de SSM erau câțiva angajați care nu semnaseră la zi securitatea la carnetul acela de securitate în muncă. Pe partea de medicamente s-a dat amendă pe persoană fizică. Pe partea de flux mi se pare la fel, că s-a dat amendă pe persoană fizică. Câte amenzi ați primit în totalitate și care este valoarea acestora? În total undeva la 5.000-6.000 de lei, cred. Da, azi la ora 1 trebuie să ajungem la OPC, avem invitație. La ISU urmează să primim procesul verbal prin poștă. S-au făcut interviuri separat cu beneficiarii, au fost doamne de la DGASPC, i-au intervievat, au făcut poze. Pe partea de calitate a serviciilor, cred că n-au fost probleme, altfel ne-ar fi anunțat. Procesul verbal arată că totul a fost ok. Au verificat tot, inclusiv hidranți, presiune, apă. Aveam o problemă pentru că angajatul care alimenta centrala nu avea curs de fochist și aici a fost o problemă. Mai erau deșeuri, gen cartoane, ambalaje în camera centralei și nu trebuiau să fie acolo. Adică lucruri de
organizare de, nu să spunem logistică, de, nu știu, plasarea produselor. Cum vreți dumneavoastră să le. În urmă cu câteva zile ați avut un control. Da. Ați fost sancționați cu amenzi în valoare de 6.000 de lei. Vreau să știu dacă dumneavoastră aveți probleme în aceste azil. Dar cine a fost amendat? Azilul. Azilul. Nu știu care-i treaba. Nu știți care-i treaba. Dumneavoastră sunteți mulțumiți de condițiile pe care le aveți? Da. În acest moment? Da. Deci nu vă lipsește nimic? Nu, nu. Ce faceți? Cum vă ocupați o zi? Eu merg și la biserică, mai plec sâmbăta, duminica, mai e sărbători, mai merg la biserică, mai ocup, ba, mâine dimineață te berberești, mai te plimba, nu știu ce, trece timpul. De asta mâncare sunteți mulțumit? Da. Mâncare? Da, da, suntem. Sunteți bolnav? Aveți vreun regim alimentar? Nu, am diabet. Da, da. Diabet am. L-am făcut când am venit aici, în 2009. Supărări, probleme, da. Supărări care nu sunt din cauza căminului. Nu, nu. Alte probleme. Mulțumită de condițiile pe care le aveți? Absolut de tot. Absolut de tot. De ce sunteți? Curățenie, mâncare, spălare, plimbare. Curățenie. Curățenie destulă. Da. Noi suntem mulțumiți, n-avem ce spune absolut nimic. Pentru că n-avem ce spune. Dar ați văzut celelalte cazuri din România? Presupun că ați văzut la televizor. Zic că noi nu prea dăm drumul la televizor. Dar merg televizoarele, nu? Da, merge, dar nu dăm noi. Noi când dăm dar la muzică. Dumneavoastră, vă place aici? Da, de ce nu? Dacă nu-mi plăcea, nu venem. De cât timp stați în azil? 10 ani am. 10 ani. Da. Și în 10 ani ați avut nemulțumiri vreodată? Nu, nu, nu. Nu sunteți mai liniștită decât acasă? Da, e bine, foarte bine. În toate punctele de vedere. Dar ce părere aveți despre celelalte zile din România, unde nu sunt respectate toate regulile? Nu știu ce să vă spui la întrebarea asta. Păi ce părere aveți dacă ați fost în locul bătrânilor? Ce ați făcut? Dumneavoastră aveți familie? Da. Și vă vizitează, nu? Da. Și dacă familia dumneavoastră ar fi auzit că trăiți în acele condiții, adică unde sunt ploșnițe, igrasie și... Nu, no, nu, no, n-are treabă. Nu, 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 n-are familia nicio treabă cu treburile mele pe aici. Sunt toate bune. Toate bune și la locul lor. Sunteți mulțumite de condițiile da, pe care da, le-ați da, sunt foarte mulțumită. Sunt aici din nou, din 2014, pe 14 iulie. Și sunt foarte mulțumită. Ne spală, ne îngrijește, adică ne spălăm noi care suntem mai apte de muncă. Da, da, da. Dar n-ați avut niciodată nicio nemulțumire? Dacă am avut, am spus, nu s-a rezolvat. Nu. Atât dacă mai sunt lume care e mai bolnavă, mai astea și trebuie să înțelegi că și noi ajungem așa. Cu mâncare? Foarte bine. Bine, bine. E bine? Da. Sunteți răniți bine? Da, ne face astăzi ciorbă, supă de fasole, chiftele cu sos. Diseară avem orez cu, sau fidea cu lapte, cu gogoși. Foarte bine, diabeticii le dă și la 10, le dă și 9 la 4, o felie de pateu, o felie de... Foarte bine, suntem mulțumiți.